este ultimul centru deschis în București. Am ales Parcul Iore fiind al treilea parc pe care noi l-am vizat. Orice persoană care închiriază biciclete de la noi le poate returna în oricare centre. Deci returnarea nu este obligatorie din centru în care au fost închiriate. Închirierea se face pe bază de act de identitate. Copiii până în 16 ani, pensionarii având gratuitate, timp de 2 ore în fiecare zi, astfel că îi așteptăm să facă mișcare. Orice altă persoană, tot cu buletinul, poate închiria pe baza tarifelor afișate la centrul nostru de închirieri. În timpul săptămânii pot fi închiriate inclusiv pe 24 de ore, peste noapte. Le oferim și antifurturi, bicicletele sunt dotate cu lumini, astfel încât nu este nicio problemă să pot deplasa în siguranță. Programul este de luni până vineri, începând cu 11:30. În weekend deschidem mai devreme, de la 9:30, iar ora de închidere este 20:30, atunci se poate închiria ultima bicicletă. Sunt foarte multe tipuri de biciclete, tocmai că ne dorim să satisfacem toate poftele. De la bicicletele pentru copii, aceea ce vedeți dumneavoastră în spate este o bicicletă medie de 24 de inci. Avem biciclete și mai mici pentru copii care nu știu să meargă pe biciclete, sunt acelea fără pedale. Avem și biciclete cu ataș, astfel încât copiii foarte mici pot însoți părinții într-o plimbare fără să depună niciun fel de efort. Parcul Iore este plin de părinți cu copii, astfel încât bicicletele cu copii, la fel și atașurile, sunt cele mai utilizate, dar și bicicletele normale sunt utilizate de către locuitorii sectorului 3. Am ajuns undeva la 150-200 de închirieri pe zi, iar cele 50 de biciclete din momentul de față vor trebui suplimentate ca să facem ceea ce ne dorim, și anume cât mai mulți bucureșteni, turiști, să facă mișcare, să folosească bicicleta ca mijloc de transport alternativ. Dacă vă doriți să ajungeți la noi, ne aflăm în Parcul Titanii, la intrarea dinspre Globul Pământesc.